Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit pe canalul Teo Priceputu. Astăzi vreau să vă arăt că mi-am luat tricou de la Parkside. A spus unii dintre voi că am uitat de Parkside. N-am uitat de Parkside, am și pantalon de la Parkside. Ia uitați. Am și tricou de la Parkside. Și despre asta este filmul de astăzi. N-am uitat de Parkside, mi-am luat tricou. Și de fapt nu. Nu este despre asta. Filmul de astăzi este despre această nouă unealtă de la Parkside, să-i zic așa, este o pompă pentru umflat saltele. De curând mi-am cumpărat o saltea din aceea de mașină pentru fete, m-au rugat foarte mult și am zis să le fac pe plac, o să aibă un drum mai lung de mers și atunci am zis că e o variantă, să vedem cum ne descurcăm cu ea. Nu aveam o pompă pentru ea și am zis să cumpăr această pompă. Am și o saltea din aceea mare, dublă, pe care o mai folosesc când merg la mare și aș vrea să văd cum se comportă. Sincer, cel mai mult am luat-o pentru a sufla lucrurile din atelier. Și după cum vedeți, e destul de puternică. Pentru ce aș folosi eu această unealtă? Vă spun sincer că cred că e foarte bună la grătar, atunci când vrei să aprinzi cărbunii. Cred că e foarte bună să sufli prin mașină, atunci când vrei să sufli lucruri la care nu ajungi cu aspiratorul. Pentru atelier, uitați cum am eu atelierul, se tot strânge praf peste tot și nu pot să ajung la el și astăzi am testat-o și merge destul de bine, se descurcă destul de bine, mai sunt și niște adaptoare care să o facă mai utilă. Astăzi am zis să fac un test, să umflu această saltea, să vedem cât de bine se comportă. Deci, după cum se vede, s-a umflat mai mult de jumate. Aceasta este o saltea dublă. Este de o persoană, cum ar veni, de se înalță dublu decât o saltea normală. Haideți să încercăm să o umflăm definitiv. Ce v-aș ruga pentru cei care vreți să o folosiți mai mult, să încercați să o lăsați și să se răcească. Ea se încălzește, o să se simtă la mână când se încălzește și ar fi bine să o lăsați să se răcească. Haideți să mai dăm drumul, da? Super! Se vede că a umflat-o. Sincer, nu asta a fost scopul principal pentru care am luat-o. Acum este puțin caldă, dar nu atât de tare. Ia să vedem. Arată undeva la 40, maxim 50 de grade. Pentru suflat scurt, eu cred că e ideală, pentru asta am și luat-o. Ce nu am eu, nu am adaptoarele originale și a trebuit să fac un fel de
adaptare din aceasta pentru filmul acesta, însă cred că o să-mi cumpăr adaptoarele originale și atunci o să fie mult mai ok. Asta e. M-a rugat cineva să văd dacă suflă mizeria de pe mașini. O să încerc să fac chestia aceasta, deși cred că nu o suflă. Ce v-aș recomanda dacă vreți să faceți curat în anumite zone și vreți să suflați cu ea unde e praf, trebuie să dați întâi cu o perie. În funcție de materialul pe care vreți să-l protejați sau să-l suflați, peria trebuie să fie mai moale sau mai tare. Asta decideți voi. O să ies afară cu ea și o să vă arăt la mașină dacă suflă praful de la mașină. Așteptam și eu, nu se dă praful, deoarece acesta este un praf lipit. Dacă dați cu o perie, cu ceva, și dați praful la o parte, după aceea poate să-l sufle, dar așa, vedeți, se prinde praf aici, și nu suflă, dar, ați văzut, dacă dați cu o perie, după aceea îl suplă foarte, foarte bine. Deci dacă ăsta e scopul pentru care îl cumpărați, nu face față. Dacă tot e vorba de mașină, vedeți, eu avem mochetă tot timpul strâng tot felul de chestii acolo. Pentru asta eu zic că e bun. Da. Vedeți cum se vede prin aer. Se mișcă particulele. Ok, asta am văzut că la mașină ar putea face față atunci când vrei să o folosești pentru a sufla praful de pe bord, de pe, nu știu, de pe anumite părți, de pe aerisiri sau tot așa. Însă, la motor, praful acela este destul de lipit. V-aș sfătui pentru cei care chiar doriți să vă curățați motorul prin suflare sau așa, înainte să folosiți o astfel de perie. Folosind peria, o să vedeți că praful începe să se miște de pe capace și așa, și după aceea puteți să folosiți cu succes această suflantă. Cam acesta este videoclipul de astăzi. Ca și putere din punctul meu de vedere, eu zic că are destul de multă. Pentru ce vreau eu să o folosesc, eu cred că este o variantă foarte bună. Fiecare trebuie să vă gândiți pentru ce anume vreți să o folosiți. Pentru suflat în atelier, înainte făceam cu compresorul, care vine din același kit. Ele două vin în kit, fără acumulatori, vin într-o trusă. Compresorul, eu l-am folosit în trecut și sunt foarte mulțumit de el, este foarte practic. L-ai luat, ai dus, ai învlat bicicleta, ai plecat. Și tot așa, îl foloseam cu așa ceva pentru a sufla în locurile în care nu ajungeam, dar asta mi se pare că are mult mai mult power pentru ce-mi trebuie mie și compresorul o să rămână să facă ce face un compresor și suflanta s-o folosesc în atelier. E destul de curățel atelierul meu acum, chiar dacă aș da pe undeva pe aici, nu o să vedeți particule de praf așa multe, deoarece deja am făcut chestia asta.
Se văd și acum particule de praf în aer, dar eu deja am suflat atelierul. Vă spun sincer că eu, având un atelier deschis, se strânge praful pe tot felul de scule, pe tot felul de unelte, se pune peste tot, chiar și pe aici, pe deasupra, pe undeva, pe brațele acestea, și atunci mă ajută acest accesoriu de la Parkside. Asta a fost videoclipul, din câte știu apare luni, împreună cu acest compresor, care din punctul meu de vedere este la fel de practic ca și acesta. Nu știu, astea pe acumulator pentru mine sunt miere, le-ai pus, ai dat, ai mai trebuie să stai cu fir după tine și tot așa. Acesta este motivul principal pentru care am ales gama Parkside. O să vă arăt unele dintre ele care sunt foarte utile în ceea ce fac eu și cât de mult mă ajută. Mulțumesc frumos, cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper să vă placă și nu uitați să dați un like, să dați un follow, un share. Nu e nicio problemă, nu se supără nimeni dacă îmi înșeluiți filmele. Și vă mulțumesc tuturor pe această cale, tuturor celor care mă urmăriți. Seară bună și spor la treabă!